Suntem gata? Da, bună ziua, stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai mass media. Mă numesc Radu Marian, sunt deputat PAS și președinte al Comisiei Economii, Buget și Finanțe și alături de colegul meu, Sergiu Lazarencu, vom prezenta o inițiativă legislativă elaborată cu suportul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Autorității Aeronautice Civile. Această inițiativă legislativă are legătură cu activitățile criminale ale banditului Șor. Acesta a distrus tot pe ce a pus mâna. A pus mâna în trecut pe mai multe bănci comerciale care aparțineau statului și le-a distrus. În acest proces a furat $1 miliard, fur ce a aruncat economia cu mult timp înapoi, cu cel puțin 10 ani, prin deprecierea leului și prin distrugerea încrederii oamenilor în sistemul bancar, în economie și în stat. Șor a ajuns și în politică și și-a transformat partidul într-o grupare criminală care cumpără alegători, deputați, aleși locali, primari, iar la comanda Kremlinului, acesta vrea să distrugă Republica Moldova și democrația din țara noastră. Să o transforme într-o colonie a lui Putin, unde tinerii noștri să fie trimiși pe front, iar cei care protestează să fie bătuți și închiși în închisori. Același Șor a pus mâna ilegal pe compania de stat Air Moldova, cu ajutorul Plahotniuc în 2018 și a distrus-o și pe aceasta. A băgat-o în faliment, i-a amăgit pe oameni să cumpere bilete de avion la zboruri inexistente, iar acum aproape 30.000 de cetățeni nu își pot primi banii înapoi. Ca să fie foarte clar, Air Moldova nu mai este acum o companie de stat. Ea este controlată de fugarul Șor. Și pentru că acest Șor nu vrea să le întoarcă banii și încearcă să întindă procesul. Șor, cu toată viața lui, cu asta s-a ocupat. Să amăgească oamenii și apoi să-i fure. De-aia și-a fugit din țară de justiție din Republica Moldova. Aceasta este tema acestui proiect. El vine anume în ajutorul celor aproape 30.000 de oameni care au fost păgubiți urmare a procurării biletelor de la Air Moldova, cum spuneam, capturată de Șor în 2018. O să las pe colegul meu, Sergiu Lazarencu, să descrie mai detaliat esența acestui proiect de lege. Mersi. Mulțumesc, domnul Marian. Bună ziua, stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai mass mediei. Acest proiect de lege care modifică legea insolvabilității va oferi statului o mai mare putere de protecție a cetățenilor în cazul în care ei cumpără servicii în domeniul aerian, iar compania de la care au cumpărat nu le poate oferi acel produs final pentru care au luat banii. La moment, cu exactitate, sunt peste 28.000 de cetățeni care nu și-au primit banii înapoi pentru procurarea biletelor de la Air Moldova. Vorbim de 75.000 de bilete în sumă de aproximativ 9 milioane de euro. Astfel, această lege vine să oprească grupul criminal Șor din a mai fura bani din buzunarele oamenilor. Vedem că așa numitul plan de restructurare accelerat, care a fost făcut de bifă, doar pentru a întoarce banii companiilor afiliate tot lor, și anume 15 la număr. Ori din 1000 de creditori s-au găsit doar 15 companii afectate. E clar că e pus în aplicare o schemă care are ca scop să scurgă ultimii bani din cetățeni. În anul 2023 au crescut numărul de petiții înregistrate de pasageri cu privire la zboruri. Acțiunile unor companii aeriene, omisiunile acestora, comportamentul uneori abuziv, inclusiv publicitatea și comercializarea biletelor la oferte avantajoase pentru zboruri inexistente, ce urmează în viitor, au generat încălcarea sistematică a drepturilor și intereselor consumatorilor. Aceste companii încasează pe conturile bancare sume enorme, rezultate din vânzarea biletelor pentru curse care, din păcate, eșuează, supraîndatorându-se față de pasageri. Pentru a ajuta oamenii să-și recupereze sumele bănești achitate pentru biletele nevalorificate, propunem în lege includerea creanțelor acestora într-un rang mai superior. Astfel, operăm modificări la legea insolvabilității, și anume la articolul 43, alineatul 2.
Așadar, în momentul în care compania intră în insolvabilitate, pasagerii care au cumpărat bilete vor fi printre primii care le se vor întoarce banii. Dacă până acum această categorie, adică pasagerii, se clasau pe rangul 7, după prioritate la întoarcerea datoriilor, acum noi o plasăm printre primele. Această modificare va ajuta oamenii să-și întoarcă banii mai rapid. Vreau să le mulțumesc cu această ocazie colegilor de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, dar și celor de la Autoritatea Aeronautică Civilă pentru colaborarea și muncă depusă la acest proiect de lege. Vă mulțumesc și dacă sunt întrebări... Da, mersi, dar ori unică ultimă mențiune am vrut să adaug, desigur depinde foarte mult și de acțiunea instanțelor judecătorești. Acestea nu trebuie să admită tergiversarea dosarului Air Moldova și evident să emită o decizie cât mai rapidă. Vom monitoriza acest caz cât mai îndeaproape pentru a vedea cât mai rapid soluția să fie pusă în practică. Vă mulțumim și vă urăm o zi frumoasă. Mulțumim.